Salutare toată lumea, de ce nu se vede? Stați un pic să nu se vede jocul. Dă că fără tă. Hei, de ce nu se vede jocul? Că pe lume. Ah, gata, ok, deci vrea numai în window mode. Ok, frate, salutare. Bine m-am găsit la un episod de Samba. Oare poate vă întrebați de ce n-am mai postat, mă, bulangiul ăla? Băi, frica mea și cu ele de fața lui. Da, n-am mai postat că n-am mai avut timp. Am început școala, am avut 7 ore pe zi. Păi, mai ce să fac? Deci, vă gândiți-vă, mă trezesc la 7 dimineața, mă rog, nu, chiar la 7 de fapt. La 8 sunt la școală, după aia pe la 3 vin, adică pe la 3 termin, după aia până la 4 ajung acasă, că eu vin pe jos. Da, ce să zic, frate, până la 4, după aia sunt obosit moarte, că după 7 ore plus că te trezești foarte devreme, nu mai ai ce să faci. Deci mă culc până pe la 6, după aia de la 6 până la 8-9 îmi fac la teme. Și după aia ghiși ce? Ori mai stau jumătate de oră și mă plictisesc sau mă joc pe PC, ori mă culc. Deci de aia n-am mai avut timp, dar acum este vineri, deci mâine avem ore super ușoare și m-am culcat, am zis să mă culc după amiaza pe la 6 și n-am mai, m-am culcat și m-am trezit acum la 2. Bine, am mai stat o oră, că n-am mai ce să fac și m-am trezit la 2. Deci, practic, hai să nu sunt la joc, frate, că plictisiți. Deci, practic, n-am avut ce să fac. Vă dați seama că m-am activat pe server, adică m-am mai făcut ceva ore, dar... Na, pui mi hai să spawnă infern. Infernul, s-o am zis. Sunt un pic răgușit, nu știu de ce. Da. Și asta nu-i mod pe cola de hype PC, nu prea joc cu el pentru că mie îmi place să joc gen în FPS-uri maxime, adică ăla e. Am văzut, adică mai ales dacă eu atunci mă jucam pe beta, nu pe beta, pardon, pe Mix Bizon, unde nu era nimeni în oraș. Dacă nu-s mulți în oraș, îți mai face frame drop-uri și chestii de genul. Bine, nici acum nu speream mulți că sunt 109 pe server. Dar mi-am luat cont de file list. Momentan lucrez să fac rost de o invitație de pe acel cont, să-mi invit alt cont. Are? N-are. First person. Deci da. Practic lucrez să-mi invit alt cont pe file list. Și da, sper să pot. da. Bă, sper că nu mă aud nasol, adică n-am apucat să fac setări, nimic, nimic. Deci n-am nici măcar o setare făcută. Sper să fie ok setările astea. Dacă nu sunt, mulțumiți-vă și așa. Dar sunorul mai încet, you know? Că da, nu știu, stau obosit, frate. O să mă culc imediat, pun episodul ăsta și mă culc. Deci da, hai să vă arăt eu ce fac eu aici. Oprește-te, nu opri în stâlp, așa, per. Hai să arăt ce fac aici. Mă arăt pe file list, deci. Am făcut un trade cu un cont, da? Și nu cred că am ceva să vă arăt aici. Ok. Bam, bam. Deci am făcut un trade cu un cont, practic, da? De file list. Știți și voi că am postat afacerea. Așa. Și eu, în momentul de față, încerc să, adică pentru o invitație, trebuie 3000 de puncte de astea. Și eu am 1553, uite, îmi trebuie o invitație 3000, da? Aici ce scrie invite to nu e nimic, pentru că doar clasa VIP poate invita coduri. Dar eu, dacă fac 3000 de puncte, plătești 3000, poate fi folosit indiferent de clasă. Primești un cod de invitație, știi? O să-mi invit alt cont și o să am practic contul meu de file list. Și asta vreau să fac momentan. Și de aia 24 din 24 îmi las PC-ul deschis să fac seed pe file list, you know? Da. Contul ăsta o să-l păstrez, o să-l dau la giveaway, nu știu ce o să fac cu el. Probabil o să-l dau la giveaway, că n-am nevoie de două conturi de file list. O să-l dau la giveaway pentru voi, la 5.000 de abonați probabil. O să fac eu un giveaway special, nu vă ambalați acum, nu dați share sau chestii, pentru că dacă dați share și fac 5.000 de abonați, o să-l fac la 5.200 sau ceva de genul. Deci o să fac giveaway cu contul acesta de file list la 5.000 de abonați probabil. Da, o să vi-l dau pentru că n-am ce face, că eu vreau doar să am contul meu de file list cu numele meu, cu e-mailul meu, cu toate alea și cam atât. Da. Deci am țin PC-ul deja de 2 zile deschis. Nu e nicio problemă, adică zic unii fratei, adică am văzut că unii țin Sampu pe Sleep cu aplicația Rack Droid. N-are nici măcar un sens să trebuie să ții bani doar ca să faci niște RP-uri, pentru că poți să-l zici de pe PC și credeți-mă, PC-ul nu se strică așa de rapid dacă îl lași pornit. Eu mi-am lăsat PC-ul pornit și o lună în continuu și nu s-a întâmplat absolut nimic. PC-urile sunt făcute să reziste. Primele piese care se vor strica în PC-ul tău sunt hard disk-ul și ventilatoarele. De la placă video, de la procesor, de la orice. Alias 20 de lei le poți schimba, bine, depinde și ce ventilator vrei să ții.
Asta zic, nu e, nu știu ce, să zici că mamă, mi se strică o chestie de 300-400 de euro, noi frate, se strică un ventilator de 4 euro care le iei de pe Amazon sau de pe Max sau de unde îți faci tu cumpărăturile, de pe ocazii, de oriunde îți faci tu cumpărăturile, deci asta nu e o problemă. Da, păi și un ventilator nu se strică așa de ușor, se strică în 4 ani de folosință continuă, deci nu vă gândiți că frate, îmi las PC-ul 2 zile deschis, gata, s-a stricat. Da, la ora asta nu prea ai ce să faci pe server, am vrut mai mult să vă dau așa un semn de viață, să vedeți că încă sunt în viață. Probabil o să mai filmez un episod după ăsta, să mai vorbim chestii, pentru că acum am timp, eu o să mă culc pe la 4 jumate, cred că o să mă culc, că la 7 mă trezesc și mă duc la școlică. Da, o să filmez în weekend mai mult, deci o să filmez vreo 5 episoade în weekend și atunci o să pot să postez. În timpul săptămânii n-ai timp să postezi, chiar n-ai, și dacă ai măcar o oră, nu ai chef în acea oră, adică știi că ești liber, nu mai ai chef să filmezi, știi? Asta e faza. Întrebați pe oricine, frate, de ce credeți că majoritatea nu postează? Nu că nu au timp, pentru că ai timp măcar jumătate de oră. Uite, că un episod nu durează mai mult de jumătate de oră să-l faci, să-l filmezi și să-l postezi. Acum depinde, dacă ești de la care editează o oră la el, da, dar eu nu editez. Pur și simplu eu îl filmez și îl postez, îl filmez cu OBS-ul și îl postez, eu nu. Deci nu e așa să zici că mamă, da, o să iau și o rang 3 în dotor, în 3 zile, 2 zile, nu știu cât am, 27 de zile cred că am. Mâine, adică astăzi la ora 10 fac 28 de zile. Trebuie să ora în cap. Da, hai să mergem să alimentăm, că nu prea mai am zi. Astăzi, frumotă de 15.09 la HQ toți. Avem war, și îl ghesc, oprește motorul. Ce făcui, mă, nu opri motorul? Da, deci avem toți, practic, war, adică toți. Păi mei, cine vine? Probabil o să fac un live pentru că e vineri, nu mai am teme, nu mai am nimica. Hai să beau și niște nesti. Opa, opa. Probabil după asta, când o să se aplaudeze videoclip, o să mă uit un pic la Prison Break. Nu știu, probabil. Hai să vedem ce mai face. Băi, eu mă mai plimb, adică na, și mă mai povestesc din viața mea de zi cu zi. Deci, practic, mă trezesc dimineața, mă spăl pe dinți, mă spăl pe față ca să -mi revin și pornesc spre școală. Mama, am văzut o postare pe Facebook, mă, de la un copil în pui mei, că pregătit de școală, știi, și era unul în pui mei, așa mic, 1,50 m și gras, așa. Bine, și eu sunt gras, dar zic așa să ai 1,50 m, să fiu umflat, adică eu am 81 de kg, dar am 81 de kg la 1,83 m în pui mei. El avea, cred că, 80 de kg la 1,60 m, 1,50 m, nu știu exact cât avea, dar era super scund. Deci gândiți-vă la chestia asta, frate. Și pregătiri pentru școală sau ceva de genul, nu mai știu exact cum o zis. Coi, m-am căcat pe mine de râs, cred că o oră m-am căcat pe mine de râs, ești bun. Nu, nu, pf, rip, rip. Sau poate că nu e chiar așa de rip. Ok. M-am apucat și de RPG3, am un cont cu level 25, avere, bullet, stretch, ce mai am pe acolo? Premier, cred că mai am. Am aplicat în taxi, în toate alea mi-au respins băgamia și sula. Că să fă, m-au respins. Se mai întâmplă și nenorociri de astea. Da. O să intru și acolo, probabil ca să am mai multe episoade de filmat. Bine, mă dați seama că dacă ar fi să aleg să mă dea afară din facțiune pentru inactivitate pe contul ăla sau pe ăsta, logic aș alege pe ăla. Că ăla nu mă interesează de contul ăla, e un om plus care FH și inactive, band și chestii de genul, știi? Contul ăsta e contul meu principal, știu că am muncit atâta timp la el, am băgat și bani în el, e și logic să țin mai mult la contul ăsta. N-am investit nimic, frate, adică na. Deci, e și logic, frate, adică uite pe contul ăsta, enter, uite, am 674K, am avere, ia uite aici, am avere, am casă chiar, bă, chiar casa, lot, ce are? Ah, era oglinda, mi se pare că e un GoPro, lol. Hai să mergem la casa mea, să vedem mă, că dacă mai trăiește aia din SF. Deci am avere, frate, am și facțiune, am și FH, ok. Am și reputație, ok, adică mă cunosc cu oamenii pe server, nu sunt de la anonim, pui mei. Bă, chiar, stai să mă duc să iau, mamă, n-am drugs, dar drugsurile oricum nu prea sunt așa de folositoare ca materialele. Materialele sunt cele mai importante, băieți. Hai să mergem să cumpăr materiale. Da. Stai, nu, cred că-mi trebuie mat. Ba nu, nu cred că. Hai să merg aici la depozit. Unde era depozitul? Stai, hai să mă uit, să mă ghi. A, încolo era depozitul. Și cum era, mă, nu G depozit, la mine G depozit, ăla e să depozitezi. Nu, nu G depozit, F depozit. Dar
știu, Get Mat sau cum era? Get Mat. Nu mai știu cum era comanda, dar o să văd aici. Cum scrie aici, cred că. Că n-am mai plouat materiale de ceva timp. Hai frate, zi-mi cum e comanda. Wow, nu zise buitor de arme. Ce frumos. Jobs. Oricum îmi trebuie pentru mâine la... Îmi trebuie pentru mâine la... Ură, deci o să mă duc să-l iau. Da. Hai să mergem să luăm distribuitorul de arme. Câte ore am? 550,9 ore? E că văd, dar nu prea, pentru că... Bine, luna asta am vreo 40 de ore jucate. Pentru că am jucat dinainte să înceapă școala. Dar... Trebuie, adică eu trebuie în timpul școlii cel puțin să... Să fac cel puțin... Zic să zic, să fac cel puțin... 20 de ore în facțiune, că îmi dă rank down, cel puțin în mafie îți dă rank down și poate nu în unele facțiune îți dă și uninvite când ai jucat 20 de ore, deci trebuie să văd cum fac. Așa, dacă joc 20 de ore pe lună, probabil o să pot să și filmez aproape zilnic. Sau probabil o să pot să filmez zilnic, habar nu am, frate, zilele astea chiar n-am avut timp să postez. Adică am nevoie și de timp personal, nu doar de timp de YouTube, școală și atât, știi? Am nevoie de timp personal în puii mei. Dar nu, căci băieții de la școală nu s-au gândit, frate. Nu, frate, ce? Ce vreți voi, mă, școală? Sugeți-vă, mă, dar ce-i 10 ore de latină, 10 ore de bio, 10 ore de geogra. Mă, piși pe voi, mă. Nu vă mai dau timp liber. Ceva de genul, mă. Și e nervant, frate, adică nu sunt multe chestii care nu ne ajută, mă. E materie inutilă, frate. Dar n-ai ce să faci, oricum. Mă noroc că nu ne ia chiar așa de tare, adică la celelalte materii îi doare în cur de noi, știi? Adică nu că îi doare în cur, dar îi doare în cur de ore și e genul. Na, păi mie. Quit job, get job. Ce pula mea? What the fuck, coaie? Mamă! Deci dacă aveam puțină viață, la fix am dat. Hai, lasă-mă să ies. Așa. Deci la fix am dat. Mamă. Nu-ți vă să fi murit fix acolo în față. Am dat la fix. Deci fix în aceeași secundă am dat get job, gata, rip, am murit. Cred că, da, e de la dependență, frate. Dar n-am ce să-i fac pentru că n-am. Hai să mergem să luăm și noi mat. Cum era? Get materials. A, uite, get materials, da, nu ești la un depozit. Dar poți și gâmă. A, ba nu, gâmă. Prescurtările sunt doar pe mix. Știu că pe mix, la orice comandă, există și o prescurtare gen destroy movie cars și era... Destroy movie cars, era așa o comandă pe mix și poți să dai și poți să scrii doar DMC, știi? Deci despre scurtări pe mix. M-am gândit că și aici, pentru că eu mă joc foarte mult pe mix, adică nu foarte mult, acum nu mă mai joc deloc, dar în timpul vacanței mă jucam super mult pe mix. Făceam filmulețe, chestii. Da, nu le făceam să le pusesc pe YouTube, le făceam așa la caterincă, știi, să mă distrez alea. Deci oricum pe racăvă, dar n-am mai avut timp. Acum de-abia că mai am timp să mă joc pe contul meu principal de Bizon. Dar oricum eu zic că am timp, mai ales că o să intru după ce ies. Nu știu dacă ies acum din The Țara Bradava, probabil o să ies la rank 4. Dacă iau rank 4, desigur tester chestii, dau și-o testii. Da, probabil o să joc până la rank 4 și după aia o să-mi dau demisia. Pentru că... Vreau și asta, vreau, adică am două facțiuni cu rank, adică am o facțiune cu rank 3, una cu rank 2, de ce să nu iau și rank 4, you know? Că la rank 1 se ieși grav în pui mea, de căcat să ieși la rank 1, dracu, nu-ți mai dă nimeni accept în facțiune, că o să zic că ce un bunangiul ești de ești tu... Ok, asta să văd, bam! Get material spre 10 mats, 1000-10.000, pentru 1000... Stați, am câte 4-6K materiale, hai că e bună. Da. Și hai să mă duc să iau. Bine, oricum după asta o să mi las PC-ul deschis să fac, să minez, nu să minez, auzi la mine, să fac multă, zice zi mă, să-mi fac multe puncte de alea pe file list, să-mi dau invitație. Am răgăiți, ok, never mind. Cam asta, e obiectivul meu principal acum. Să fac multă să fac rost de o invitație, de fapt, nu să fac multă. Mă rog, sunt obosit, să fac rost de o invitație pe file list. Iar după aceea văd ce fac, mergem la bancă acolo să îmi scot 10K sau cât am dat. Nu, mă rog, am dat 3K pe materiale, dar mă duc să-mi scot vreo 5-6K, 10K, nu știu cât o să-mi scot. Și închei și eu episodul pentru că trebuie să-l uploadez. Mă pun pe Sump, pe Sleep.
Și doar, nu-mi țin PC-ul deschis degeaba, am pus pe sleep, nu? Wait, bro, 5.000. Ce ai, mă? Cum adică am cont dublu camă? Ce ai, mă? Ok, 10 că am scos. Da, hai să mergem înapoi la facțiune, să dau și eu slash sleep. Și după ce dăm slash sleep, închei și o filmarea pentru că mă duc. De fapt, nu, o să dau slash sleep de pe GTA-ul fără moduri ca să nu mănânce mult din RAM și din procesor când l-am în bară. Băieți, eu sper că v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Salut! Slash Q. Că trebuie să-l închidești că n-am keybind-ul ăsta. Mă rog, salut!